Klaus Iohannis, președintele în exercițiu al României și susținut de PNL, a câștigat un nou mandat de șef al statului, realizând un scor dublu la alegerile de duminică față de candidatul PSD, Viorica Dăncilă. Anunțarea rezultatelor din exit poll-uri a fost primită în tăcere la sediul județean al PSD. 64,8%, Viorica Dăncilă 35,2%, exit poll național fără votul din diaspora. Vedeți acum, în scurtă vreme și sigurarea votului din diaspora, înțeam acest vot, deputată, ne uităm la rezultatul pentru președintele exercițiu Klaus Iohannis. În prima sa declarație după anunțarea rezultatelor, liderul socialdemocraților hunedoreni a spus că se aștepta la un asemenea scor. Vreau să vă spun că de la început că vreau să mulțumesc tuturor primarilor Partidului Social-Democrat din județul Hunedoara, tuturor parlamentarilor din județul Hunedoara, parlamentarii social-democrat și nu în ultimul rând președinților organizației din teritoriu, precum și tuturor membrilor de partid pentru modul în care s-au implicat astăzi în această campanie. Sigur că scorul pe care l-am văzut astăzi afișat pe ecran nu este surprinzător pentru noi, în momentul în care toate partidele politice s-au unit într-un cor, să spun așa, și într-un gând împotriva PSD-ului, era de așteptat ca să scorul de diferența să fie aceasta. De cealaltă parte, liberalii au primit rezultatul în mod firesc cu multă bucurie. 64%! Imediat după momentele de bucurie, liberalii care se așteptau la acest succes au anunțat că președintele Klaus Iohannis s-a impus nu doar la nivel național, ci și în județul Hunedoara. Era o victorie pe care noi toți o așteptam. Scorul va fi mult mai mare decât au dat exit poll-urile. Începe o nouă etapă pentru România. Intrăm în sfârșit pe un drum al normalității, al dezvoltării României, al respectului pe care trebuie să-l acorde politicienii către oamenii care îi trimit în Parlament. O epocă în care aroganța, automulțumirea, sfidarea politicienilor față de cei care le dau votul trebuie să înceteze. Și asta este un moment în care România va porni clar pe un alt drum. Mai avem un pic, așteptăm numărătoarea paralelă și pe județul Hunedoara, dar pot să vă spun în premieră, am câștigat și județul Hunedoara încă o dată și nu-l vor mai pierde foarte, foarte mulți ani de acum înainte. În județul Hunedoara, la o prezență la urne de aproape 51%, Klaus Iohannis a obținut 54,79%, iar Viorica Dăncilă 45,21%. În mediul urban, cei doi candidați au câștigat în câte 7 localități, Viorica Dăncilă impunându-se ca și în primul tur în Valea Jiului, inclusiv la Petroșani, unde este primar PNL, și la Brad. De partea cealaltă, Klaus Iohannis a câștigat în municipiile Hunedoara și Orăștie, cu primar de la PSD, dar și la Simeria și Giurgiu, unde edilii sunt de la Pro-România și respectiv ALDE. În zonele rurale, candidatul liberal a câștigat în 36 de localități, în 8 comune, respectiv Baia de Criș, Dobra, Ghelare, Hărău, Mărtinești, Rapoltul Mare, Turda și Vețel, fiind primar PSD, iar într-una, București, de la ALDE. Candidatul social-democrat s-a impus în 19 comune, dar în niciuna condusă de liberali, singura localitate fără primar PSD în care a câștigat fiind Criscior, cu edil de la ALDE. În ceea ce privește numărul de voturi exprimate în județul Hunedoara, Klaus Iohannis a obținut 104.554 de voturi, Viorica Dăncilă 86.279, iar 4.396 de voturi au fost declarate nule.